Drumul spre sfințenie al sfinților mucenici Achepsima, Iosif și Aitala. Trăind pe vremea în care Sapor împărățea peste perși, iar Constantin cel Mare peste romani, cei trei sfinți, Achepsima, episcopul Iosif, preotul și Aitala, diaconul, au fost îndelung chinuiți pentru credința lor în Dumnezeu bătuți cu toiege de trandafir de către zeci de ostași, Sfântul Chepsima s-a sfârșit din pricina loviturilor, iar Sfinții Iosif și Aitala au fost spânzurați cu capul în jos și uciși cu pietre. Sfinților ai lui Dumnezeu, rugați-vă și pentru noi ca să putem răbda chinurile cele de nerăbdat. Care, pe care nu le-am putea răbda dacă n-ar fi harul lui Dumnezeu cu noi, dacă nu ne-ar întări Domnul Dumnezeu așa cum a făcut și cu voi. Rugați-vă pentru noi. Amin!